Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom vorbi puțin câteva noțiuni ce înseamnă a fi spiritual. Dragii mei, a fi spiritual nu înseamnă să porți cristale mereu la tine, să prinzi lumânări sau ceva, orice altceva asemănător. Dacă faci toate aceste lucruri, sigur, sigur că nimic nu este rău. Doar îți completezi experiența, dar nu se reduce numai la asta. Să fii spiritual înseamnă să fii tras cu adevărat, să fii conștient de ceea ce se întâmplă în jurul tău, să-ți asumi tot ce faci și tot ce spui, să fii prezent în minte acolo unde, unde este corpul tău și să te lași atunci acaparat de ce se, Să nu te lași, pardon, acaparat de ce se întâmplă la televizor, să em, empatizezi cu știrile de la televizor, să, să nu fii atașat de nimic superficial și să încerci mereu să fie bine, să, să te îndrepți tu către un scop precis, către un loc care... Simți tu, dragul meu, că este drumul tău. Trebuie să treci mereu după propriile tale principii pe care tu le consider potrivite pentru tine și să nu te lași influențată de, de energia aceea negativă a celor din jur, de oamenii pe care îi întâlnești sau, mă rog, circunstanțele în care te afli. Să fii spiritual este de a fi deschis la noi experiențe, să, 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 lași lucrurile să se întâmple de la sine, fără a prins în, în tumultul vieții, dacă te simți tristă sau, mă rog, ai o perioadă mai proastă. Ai atunci mintea liberă, deschisă și, și te asigur că înveți din oricare experiență încerci întotdeauna să te perfecționezi, să te perfecționezi mereu, fără, fără a face din asta un chin și, bineînțeles, să nu te crești tu cel mai, cel mai grozav să, se, să ți se urce ție la cap atunci când te laudă cineva. Să fii, să fii spiritual este, este vorba despre a fi prezent, a fi conștient, a fi recunoscător pentru tot ceea ce se întâmplă și să te bucuri de acele lucruri mărunte, să nu cauți disperată fericirea și să o găsești pretutindeni, să vezi cum poți face din ceva negativ ceva, ceva mai mult, mult mai bun. Fii cât se poate de obiectivă și nu lăsa nimic să scape. Lasă egoismul la o parte și dă drumul la gândurile tale libere. Nu, nu ignora pe nimeni și nimic. Dragii mei, a fi, a fi spiritual înseamnă, și aici facem mult Uh, foarte mult dintre noi uh, uh, greșeli. Să nu te atașezi de negativism. Să, să nu scau scuze sau uh, să încerci tu să te păcălești că ești fericită. Înseamnă, înseamnă să fii sinceră cu tine și cu cei din jurul tău. Să încerci tu să progresezi, chiar, chiar dacă uneori e prea greu, la sfârșitul zilei. Când pui capul pe pernă, să te uiți în urmă și să nu regrezi nimic din tot ce ai zis sau ai făcut. Abia, abia, abia după ce te împași cu tine, poți completa spiritualitatea cu manifestări exterioare, pentru că dacă aprinzi o lumânare sau, eu știu, faci altceva, da? Pentru tine însuși și să fii liniștită înseamnă, dragul meu, că nu este nimic greșit în asta. Cu atât mai mult este în regulă. Dacă gândești tu din ce din ce în ce mai logic, dacă ești din ce în ce mai conștientă de responsabilitatea ta pe care, pe care ți-ai asumat-o, din ceea ce faci, din ceea ce citești, din ceea ce înveți, din ceea ce faci cu timpul tău și ce informații permit să ajungă la urechile tale și ce informații dai tu mai departe. Deci, la sinele tău, la, la ce oră, te duci la culcare sau modul în care mănânci, cât, eu știu, hai, cât sport faci tu, sau cât, cât de stresată ești. Ține minte. Toate acestea, dacă sunt făcute, trebuie să-ți le asumi. Pentru că duc. Duc la. O spiritualitate crescută. Acesta este clipulețul, dragii mei. Am vrut să fac acest clip. Cu toate că sunt într-o criză de, de timp, dar am vrut să vorbim puțin de spiritualitate. Dragii mei, eu meu la revedere de la voi, mulțumesc frumos! Pentru mesajele voastre acum, de, de, de sărbători, iar am stil o mânarea. Ok. Vă iubesc și vă îmbrățișez cu tot dragul, dragii mei. Pe mine mă găsiți pe pagina mea de Facebook, Gabriela Ilinca, pe canalul meu de YouTube, Gabriela Ilinca. Arond, Gabi, Gabriela Viața, pe blogurile mele Viața, Reiki Gabriela Ilinca Reiki, terapii spirituale și inițieri și mesaje dincolo de viață. Dragii mei, mi-au la revedere de la voi cu... Voi transmit din suflet lumină și iubire. Pe curând, dragii mei, vă sărut!